Salutare la toți de la ora 11. Am venit dimineață. Eu m-am trezit, dar am adormit la loc. Sergiu a plecat să duc copiii el astăzi, că a avut chestii în oraș. Așa că eu azi mi-am luat liber dimineață. Deja am mâncat, am luat micul dejun sănătos, așa mult. Beau și o cafea, că acum am schimbat programul. Întâi mâncăm și pe urmă bem cafea. Beau cafea grecească. Ieri eu mult ce am făcut prin casă. Am scos și asta și am spălat-o, care Ana a mâncat față de masă, a vrut să mănânce frumos. Și aici copiii s-au jucat piramida cu păhare și nu le-au strâns, o să le strâng eu. Și l-am pus pe Sergiu totuși la treabă. Îți decorez el astăzi exteriorul casei. Și a spus că îți duce în oraș, are chestii și nu m-a luat pe mine și a cumpărat. Ce mi-a cumpărat? Salutare! Când ați fi gata, azi vă arătăm. L-am mucărât puțin. Pentru că eu odată am fost cu el și nu știu, nu ne-am hotărât atunci să luăm luminiță. Brăduțul nostru, am ușor repede strâng paturile și eu o să merg în oraș. Pentru că vrem să trimitem o geantă în Grecia. Este a moldovenească geantă, da, siliotcă, da? E niște cadouri ceva la copii. Cadouri, să luăm, dulci, dacă la nepoți, dulciuri, da, să ajungă de Crăciun. Avem patru nepoți? Da, patru. În Grecia. Nu, și în Verișor ai și trei nepoți. În Verișor și mereu trei încurc. Da, da. Și așa ceva, vor și murături, mă duc eu la piață, văd vreun bol ceva care e ermetic, se închidă, cumva să caut ceva. Mă și știu că nu m-am mai timp. Ei da, trebuie să mai trimată lumea. Am mai avut eu planuri mai multe azi prin casă, dar am înțeles că nu o să avem lumină, ceva iar fac, nu știu ce fac, pe linia centrală. Nu știu ce mâncare o să gătesc până când avem lumină, dar mâncarea care vreau eu astăzi să o fac trebuie așa, gătită și mâncată. Sergiu vrea prăjoale în sos roșu cu paste și Alex tot. Eu am ajuns acasă, Sergiu încă pe afară, i-am dat și căciula. Am ușit să-l arăt, să văd ce face el. A, trebuie să stă îmbrăcată mai bine, că e frig, e frig foarte tare. Noi nu avem lumină, așa că am să gătesc fără lumină afară. Wow, wow, wow! De seara să vedem cum copiii o să reacționeze, văd că și aici și-au pus ghirlande. Ce faci tu, măi? Cât metri ai cumpărat? Să dea în țară. Iau și aici, au pus și aici, și brăduțe, și gardul, da? Și frumos ești. Eu mă duc să lămuresc magazinul. Până seara, să vedem. Da, și reacția copiilor, că ei nu se înțeleagă. Da. Vedem cât de bucuroși o să fie. Mai bogat azi. Azi sau anul acesta? Anul acesta mai mult luminiță am luat și să fie mai frumos, cred. Da, da, da. Și o leacă de râs ai făcut. Frumos, dar râs pe afară. Dar cerbul ăsta unde ai să-l pui? Pe prag sau în casă? Iată, acestea sunt cumpărăturile pentru Grecia. Nu sunt chiar toate, dar majoritatea. Aici, cum credeți, ce voi pune? Voi pune murături. Doamna de la piață mi-a spus că foarte bine ermetic se închide și adică nu scurgă zeama, dar eu oricum o să facem cu scoci, cu ceva, o să vedem. Vor murături, eu îi înțeleg foarte bine. Am luat răsărită crudă, ceai. Ceai de asta ne-a spus, de asta le-am luat. Acolo siliotcă, scrumbie, șafumată și simplă. Așa cum acum este frig, de asta trimitem scrumbie și ciocolată, pentru că când este cald, noi nu trimitem în general dulciuri și de astea, nu. Și le-am luat la copii așa câte un brăduleț. Poate nu sunt ele cele mai gustoase bomboane, dar când vin de peste hotare și nu ai în țara ta, este foarte gustos. Și le-am luat și răsărită. De asta așa în pachete. Deja pânica-i pentru noi. Plină sacoșa cu bomboane, bucurie, de astea am pungi. A venit lumina. S-a terminat gazul. Cristina face prăjale. Tot prăjic, se termină și nu prăjești, știi corect. Stai că chem. Nață!
se obojale gata, nață. Cine a rodit, rodit, ruminită. Hai. Stai puțin, dă-ți da, schimb că se prăjește. Da, dar de-am prăjat toate aici. Da, pentru asta avem... balon de rezervă, da. Pastele sunt gata, aici am pus doar unt. Pentru că am făcut sosul acesta. Am încercat acum așa alte borcanașe de sos, roșu așa cu tomat, cu mai multe. Și o să vedem acum dacă o să le placă. Și aici un campoțel. Campoțelul la mine aici e de toate. De toate ce am în congelator. Se rușinează? Spune salut. Salut. Ce faci? Bine? Cum la școală? Da? Papi? Și te odihnești puțin și la basket, da? Așa cum merge la basket, nu mănâncă mult. Mănâncă puțin. Pentru că sunt mă doar burtă. Corect. Da, și cu tabla mulțării cum azi? Bine, știu. Până la ce? Până azi am învățat până la 5. Azi la 5. Deci ei iau treptat. Deja tabla. 4 de mulțit la 8. 4 mulțit la 8. Da. Este 32. Corect, bravo. 5 de mulțit la 5? 5 de mulțit la 5 e 25. Bravo. Gata, noi cu Alex am păpat, dar Sergiu încă finisează afară. Nu vrut vreau să finisează întâi și apoi urmă să mănânci. Dar mai are încă vreo 5 minute și trebuie să meargă la basket cu Alex. Așa că repejor i-am pus aici mâncărica. Și am vrut să vă arăt că ieri am fost cu Sergiu și în oraș și am luat așa bombonele, dulciuri. Care este cu portocal, care este cu nahut, care este cu multe, multe. Loreana i-a plăcut acelea ca am dăm-sul și le-am luat și așa ceva la copii. Uitați-vă ce frumos! Astea sunt ca pufuleță înăuntru și deasupra e glazură de ciocolată albă. Ia că a venit și flămândul de afară. Ai finisat? Da. Mănânci și pleci, da? Da, și când azi cu Oreana să prindem. Da, da, să aduci brigada acasă. În sfârșit am finisat și masa, mi-am călcat fața de masă, am spălat-o. Vreau să vă arăt cum anul acesta am decorat eu masa principală. Numai că astea sunt puțin buțite, dar o să se îndrept ele. Nu știu dulciurile astea cât o să țină, dar vreau să încerc. Deja am copii mari, nu am bebeluși, să încerc să putem să avem dulciuri pe masă și să le mâncăm cu normă. Ce am cumpărat eu nou anul acesta este fața de masă, vedeți? Ea este mărișoară, așa că am îndoiat-o așa. Nu vreau să o tai, mijele să o tai, dar mai mică nu era mărimile care am vrut eu, dar așa cum masa mea se extinde... O să fie ok când o să fie extinsă. Nu știu ce au pățit florile mele astea, anumii care le-am adus din România. Aceasta și aceasta. S-a penit cu tătul și uitați-vă cum au crângile astea, cum s-au uscat, nu toate. Dar aici au dat puișori. Sperați să găsesc mai multe informații și să văd ce s-a întâmplat. Parcă nu sunt uscate, parcă sunt udate la timp, nu știu ce au pățit. Aici a rămas tot așa, eu aici... Puțin, puțin am aranjat. Aici am găsit încă de anul trecut aceasta și am pus-o aici pe măsuță. Noi tot și am scos măsuța noastră de anii cei care am avut-o și am pus-o înapoi. Mie nu-mi place măsuța asta, dar pe viitor vreau să o schimb cu ceva mai dreptunghiular, nu așa pătrată. Nu merge, pentru că canapelele, vedeți, trebuie ceva mai lunguț. Și am pus decorul astea, am și chestia asta de vreo 2 ani o avem acasă și am uitat de ea și vreau întâi să fac ca întotdeauna ușa mea principală cu lenta asta roșie, să curăț pragul, fața casei și mai am de strâns rufile și de pus încă o mașină la întins ca să nu se grămădească foarte multe și la bucătărie încă de strâns careva lucruri. Așa că la treabă și când o să vină Sergiu, sper să reușesc, când o să vină, să le facem o surpriză copiilor, să aprindem tot, cum o să fie luminițele, că Sergiu a cumpărat foarte multe. El a fost și fără mine, așa cum v-am spus, pentru că eu i-am spus să luăm mai multe luminițe anul acesta, în fiecare an câte puțin să luăm, ca să decorăm toată casa pe exterior. Și el mi-a spus, o să vedem și astăzi văd că a venit. O să vedem cu ce a venit și ce a luat. Am finisat și ușa centrală.
Mi-am înghețat nasul. Așa, vreau să vă arăt foarte frumos suprimit. Iată așa. Și aici autocolantele cele care v-am spus, foarte frumos. Deja o să vină Sergiu și copiii și vom face, wow, vom arăta surpriza copiilor. Autocolantul acesta care l-am pus e foarte super, foarte ușor de încleat. Da, mă tic, mai trebuie să-l apăs așa ca să fie mai... Au venit și copilașii. Da, salut, Arian! Salut! Salut! A, da, Alex a zis. De ce aici? Frumos, mama, a făcut. Nu vă place? Da. Și tati? Foarte bine, am lucrat cu ei acum. Da, dar pentru mine, ții minte, n-ai găsit. Da, găsim manul ăsta? Da, Iberi. Acum vedem. Tati, tu filmează. Și parcă buriază și ninge, așa? Ia, Alex? Nu știu, tata, eu chiar nu știu. Tata azi a fost la mag. Stai un pic. Nouă, zece! Oh, wow! Wow! Frumos! Dar ce s-a este tata? Ce s-a este? Ce... Alex, trece aici! Ia, parcă la discotec! Trece aici în față să arătăm pe tine! Ia, parcă sunt mici, mici, mici de astea, colorate! S-a prind, ia-o, micuță! Ia-ți pe pod, sus, sus, uite sus, Arian! Iată așa, acolo, se vede mai bine! Frumos, steluții colorate! Vă place, țin? Da? Mai numărați o dată până la 10? Mai numărați? Hai numărați, că mai sunt surprize! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Uuuu! Ia lor, Iona! Da, asta ce faci, tătic? Oh, acesta! Vista de zăpadă. Da, dar pune-l așa să vadă. Stai un pic. Stai, stai, nu se vede. Nu s-a acesta l-a văzut. Ariana, cine e acolo? Făci, așa nu se vede. Făci că nu se vede. Și aici sus. Așa, și foarte frumos. Așa. Da, frumos, foarte frumos, brăduțe. La anul plăm mai mult. Mm-hmm. Și gardul îmi place culoarea asta albă. Se arată mai frumos. Asta e cutulețele astea colorate. Vezi sus? Colorat. Îți place? Da. Este alb mai frumos să vede în cameră. Ia uite. Vezi? Uh-huh. Frumos. Și-a merge cu gardă. Da, da. Frumos. Da. Da, da, de acolo. Noi de toate culorile o gradă. Uh-huh. Brăduță e Ariana, da? Super! Nu te uita bine? Haideți să mergem că e frig afară și parcă-i lapăviță, nu plouă, așa? Alex a apucat în casă să refacă. Ce, au căzut jos, da? Și-i pui iar? Nu, căzut jos, vreau să fac mai frumos. Ia o ține și pe pod aici de este, vezi? Ia. Că ajung așa de tău. Da, de afară, vezi? De afară, într-un casă. Frumos și așa în salon. Foarte super așa canapele, mama. Da, așa. Totuși. Da. Totuși foarte frumos și masa frumoasă. Și mâncăm? Da, iar paste. Paste cu prăjoale. Nu, nu ne supărăm, nu ne place mai paste. Mai fac încă o dată, știi? Da. Ne plac paste. Îmi place și tu cu prospiță. Și compot? Da. Cu fasole?